ce a fost prins cu minciuna, George Maior refuz să mai vin în România, s-a ajuns să se apeleze la ministrul de externe. George Maior refuz să mai vin în România, la audierile din Comisia SRI, după ce a fost prins cu minciuna. Chemarea din nou la București, sublinierea ambasadorului României în SUA, George Maior, pentru a fi audiat la Comisia Parlamentară de Control al activității SRI, este incert, în condițiile în care nu a fost identificat deocamdată forma legală de decontare a cheltuielilor de deplasare a acestuia. La una dintre audierile precedente, George Maior era în concediu, a precizat marci presubliniere din telecomisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda. El a afirmat, într-o conferință de presă, ce a discutat acest aspect cu ministrul de externe, Teodor Mele, subliniere Canu, scrie Ager Press. În cursul zilei de azi am avut o discuție cu domnul ministru de externe, în care l-am rugat să ne sprijine. Noi am trimis sublinierei adresă oficială, sublinierei am vrut să vedem care este stadiul acelei adrese oficiale, privind invitarea domnului Maior la Comisia de Control al Activității SRI. Ne-a spus și audierea precedentă a coincis cu concediul domnului Maior, sublinierei cea de-a doua. A coincis cu venirea în cara domnului Maior pentru subliniere pe chestiuni care vizau Ministerul de Externe, sublinierei ce se pune problema în acest moment cine suport costurile de deplasare a domnului Maior, a informat Manda. Potrivit acestuia, urmează să se vadă cum se pot deconta cheltuielile de deplasare. Rămâne să vedem dacă în regulamentul comisiei există prevederea aceasta. La comisiile de anchetă a existat prevederea ca, atunci când se doresc subliniere pe invitarea la comisia unor persoane, subliniere e nevoie de suportarea costurilor, să se facă această suportare a costurilor. Rămâne să vedem, sublinierei să discutăm cu cei de la MAE, sublinierei la secretariatul general al celor două camere, eventual chestiunea aceasta, sublinierei să vedem care va fi perioada sau data la care domnul Maior poate să vin la comisie, a explicat senatorul PSD. Presubliniere din telecomisiei de control al SRI, Claudiu Manda, declara, pe 12 aprilie, după audierea fostului subliniere Falani, Horia Georgescu, ce s-a ajuns la concluzia ce George Maior a mincit la audieri când a susținut ce îl cunoa, subliniere te vag pe acesta. Manda a spus că i se va cere lui George Maior să vină urgent la comisie pentru a discuta.